Bă, dar voi vedeți că scrie acolo Dăbuleni, patria lui Beniței. Eu acum am văzut în sus în Magnea. Da, bă, că sar, bă, gameș. Mi-a rupt piciorul. Ia uite, mă, ce aici. Ce o să stea, mă? Bă, să auzi ceva, ești prost? Dă-te așa, măcar să ies acolo. Ui, era să cad să mor. Bă, ce? Bă, ăștia cred că s-a mai vânător. S-aude iarăși, nebun. Ăștia s-aud în ce în ce mai aproape, prieteni. Da, prietene. Ăștia s-aud în ce în ce mai aproape, că e cel mai... Și iau, și mamă, pușca sau... Că... E muzică. E muzică. Da, aici s-aud... Eu. Bă. Aici, ce s-aud? Mamă, să mor. Bă, băieți, uitați-vă și voi ce drumuri aveți de durat, băga mi-aș picioarele să bagă dacă știam nu intram pe aici în viața mea. Uite-te și tu merg cu a treia cu 50 la oră, că nu pot să merg mai repede, că sunt la grup aici și drumul e făcut, e vai de capul lui, frate. Uite-te și tu drum, bă, bă, joc de mine, bă, halo, da, mă, lucați, azule, tot că n-am văzut așa ceva în viața mea. Și nu e un pic, e atât, așa e el, uite-te și tu. Doamne, mâncața, ia uite-te și tu, gaură, ia uite tranșeu, mâncața, zici că al doilea război mondial cu tranșee. Vor să renoveze, ce dracu se întâmplă aici? Ce e mă că mi-au copyright tot video, o băgare și gura ta. Uite-te și tu, nu cred așa ceva. Au, ce dește ce se? Nu cred așa ceva, lasă-mă, bă, tu vezi ce e aici, mă, mâncața sufletul, că merg cu Andreea. Bă, că merg eu. Bă, băiatule. Doar ce am sără la Dăbuleni, băgam ieși picioarele în drumul lor cu Dăbulenul lor. Oprim aici pe dreapta, sunăm pe Ionuț că el ne conduce. Să vedem unde ne întâlnim și ne conduce la podul ăla, frate, hai să vedem. Bă, dar voi vedeți că scrie acolo Dăbuleni, patria lui Beniței. Eu acum am văzut în sus în Magnea. Ha, am ajuns, stai să mă întorc basta. Ia uite, ui. Au rupt podul să moară dacă nu. Ce se aude, ui? Bă, ce se aude, ui? Eu mai auzi o dată, dar nu știu să zic. Ia uite și o cruce aici. Basta! Nu vrei să mori? Poate e vreun vânător pe aici și mie în pușcă. Cum ar fi? Ionuț, mi-e frică, Ionuț. Oficial. Ionuț oficial. Ionuț fuge de cameră. Ce e acolo? Ce e aia? O chestie de viață. Ia lumină fabă acolo. Păi și nu, tu crezi că eu fac acolo? Păi, ce are? Ia uite-te. Bă, dacă fi vreun pădure ceva cu pușca pe acelea. Da, chiar. Hă? Ce facem noi dacă e vreun pădure? Știi să da. Unde vii, mă? Mamă. Și ce e acolo? Bă, nu știu, mi-a spus că mormânt. Au văzut ceva schelete, nu știu de ce. Schelete de ce aia? Nu știu de ce. De poate om, de ce? De ceva. Păi eu intru. Bine, dracu, intru. Poliția aici că... Păi și care problema? Fanare de mă. Hai să mergem. Mamă, să mor eu. Urși. Ai. Trebuia să-mi iau Adidas aia de teren. Bă, dar s-aude de ceva pe aici că, și cum m-ar împușca cineva pe cineva. Alele. Urila. Mamă, câta cioburile. Mamă, câta cioburile. Bă, uitai ăla acasă, bă, și avem lumina scăzută, băieți. Da, poate, mai știi cum s-a auzit de aici? Ce e aici, mă? Nu, acum nu asta. Ce, mă? Ce miroase, mă, că mie nu miroase nimic, să mor dacă miroase ceva. Eu nu știu. Asta e o stație. Asta e o stație.
Acolo? Da, e ceva pe acolo. Stai, bă, că s-ar băga meș. Mi-a rupt piciorul. După ce că m-a lovit ieri la... Ia uite, mă, ce aici. Ce oase s-a steaua? Bă, s-auzi ceva, ești prost? Dă-te așa, măcar să ies acolo. Ui, era zicat să mor. Ia dă-mi atâta, ia dă-mi coace. Ce dracu furat cu luminile după noi? Uite cât aia, ui, liliacul. Bă, ce s-aude, ui. Bă, să tot aude ceva, mă. Uite încolo s-aude. Aștept, vrei să merg încolo, mă, ce câini. Ce ai venit, Junior? S-aude ce câini, s-aude. E câini mari acolo, ui. Sunt câini mari? E câini mari. Bă, luam eu, bă, Bruno. Hai că să-și că nu stai la cameră, dar stai, acum te oblig. Bă, ăștia cred că sunt la vânătoare. S-aude iarăși, nebun. Vor fi la vânătoare, bă, bine, nu știu. Dacă ne vom fără, nu e pune pe aici și ne... Ar fi eu. Băi, vezi, am venit până la Dăbuleni. El e Ionuț, moderatorul nostru de pe live, Ionuț oficial, cine nu știe. Trebuie să-i da și lui Ur. Am ajuns aici la Dăbuleni. După spusele lui, se aud sunete noaptea ciudate lângă podul acela care o să filmăm și acum când o să mergem la filmat și mai devreme un pic. Și aici văzură scheletul după care am venit. Se aud sunete ciudate în partea aia și nu știu care problema. Băi, ăștia s-aud în ce în ce mai aproape, prieteni. Da, s-aud în ce în ce mai aproape, cred că mai... Și au, și pușca s-aude tot în ce în ce mai aproape. Hai dracu că ne împușcă ăștia pe aici, ești nebun la cap. Bă, dar uite din partea asta. Se prin trecu fost mai bine. Gen pe aici se aude. Pe aici se aude sunetul. Se aude tot sunetul. Ia, iată, aici. Mi se pare că au ceva. Bă, eu nu cred, dar asta oricum că nu mă interesează, dar mie e dracu de ăștia cu vânătorii ăștia cu puștile. O să zice că suntem la fără cine știe ce ne face pe aici, înțelegi? Bă, bune Adidas ăștia de off-road, bă. Am ieșit. Păi aș vrea în spate, eu sunt tipă, nu? Încolo sunt... Eu auzi, mă, și tu cum s-aude. Nu știu dacă s-aude pe filmare, dar chiar s-aude. Uite că trage cineva cu puștul ăla, depărtare. Hai să vedem ce e și la podul ăla, băieți. E muzică! Era să zică ce dracu cu luminile alea acolo de mașina. Bă, iar s-aude. Bă, ce dracu s-aude ăla? Bă, fantome oricum nu sunt. Uite o cruce, vedea, care cu cea de aici? Aici de la și a murit de răsturnință cu căruța pe aici? Nu m-a serios? Ce urmă, tu n-ai venit cu căruța? Ba da, dar nu m-a răsturnat. Eu m-a răsturnat? Cu căruța. Am dat pe ticapa, m-a subiat. Nu, dar fără mișto, căruța de asupra și m-a subiat. Dăbuleni, ăsta e oraș, sat, ceva de genul, oraș comună. Ci că dai, dai ce să aud... Bă, ce s-a auzit? Mamă să mor! Cum o fi vreun mistreț pe aici? Cum ar fi să fie un mistreț acum aici? Să fie și o purcea de aia cu 3-4 purcei. Bă, aia e că, că porcul fuge, știi? Dar dacă e cu purcei, ne-i mănâncă aia. Bă, iar se aude. Seama să-mi avem vânătorii, cred. Ce zici, Magne, ne aruncăm de aici? Ha? Ne aruncăm? Dacă era afară, mă aruncăm. Ce ai, bă, că e apă mică? Ia pe aici. E la mare? Bă, dar mistrez ca mistrez, dar să nu mănânce cauciucurile, că nu m-am zis să mă căcăs. Ne cazez Ionuț oficial. Mai stăm pe aici să vedem dacă se aude ceva, nu știu. Ăsta se urcă pe podache. Ia uite la el. După, Ionuț a auzit aici la... În zona aia pe acolo, e o pădure acolo, dar nu se vede, că ne uitarăm proiectorul acasă, că dacă aveam proiectorul se vedea super, super, super forță. De ce îmi băgi la mână? Păi ca să te filmezi pe tine, că ești prea frumos de asta. Mai așteptăm un pic să vedem dacă se aude ceva, dacă se aude ceva pornim repede înregistrarea. Încercăm să captăm cât mai multe sunete, oricum se aud sunete ciudate încolo rău de tot. Ia uite pe altul, cred că trage cineva după, dar cum în noaptea cu pușca? Da. Păi cum vede noaptea? Ai venit. Ia zi.
proiector? Păi și unde? Că noi nu vă dorim niciun proiector. Păi ce trebuie să-l vezi tu? Bă, dar chiar, bă, da chiar, mă, ia, hai să-l cer și eu proiectorul să filmăm un pic. Hai că revenim dacă găsim ceva mai interesant. Poate aud, prinde vreo sunet ceva, hai. Bun, băieți, mergem să explorăm un pic așa pe suport să vedem ce e pe aici. Dar stai să filmez înainte când cad pe aici, dar îmi rup picioarele. Băi, Fabi, ce-i cu tine de ăștia și aventurieră? Vezi că e nisip aici, cum faci să cazi? Mă, mă, mă. Și că pe aici pe suportul ăsta se aud... Ia uite și tu, asta e prima, mă, că te-ai gura ta. Ia uite, mă! Păi și pe suportul ăsta ce-i ăsta? Băi, e nebun! Mamă, e casa aici, dorm, e și cald. E și cald, ești nebun la cap, dorme aici. Ia, hai, tati. Oh, oh, salutare. Și bine v-am regăsit la un nou videoclip aici sub pod, unde se aud sunetele pe magna îl închisără în mașină. Îl închisă cu cheia. Eu te pe ce să pus acolo. E emoționat, bă. Mamă. Mai e una. Mai e o cameră. Și probabil mai sunt și pe partea cealaltă. Ia uite. Bă, îți faci joc de noi? Da, nu. Nu, dar mă uitați să vă ce e. Bă, măcar în sufon nu ne găsește nimeni, știi? Da. Dacă e să vină cineva. Aia, bă, mai bă, dar e mișto aici. Aia, e super. Fără șchepsi, se mișto aici. Fără mișto și alea. Să ne pomenim acum cu cineva. Foarte. Să ne pomenim cu cineva, a? Băi, noi așteptăm aici, nu știu ce așteptăm, dar așteptăm să se întâmple ceva, nu știu ce. Gen, așteptăm să ne ia fantoma. Băi, dar ce limpede apa. Așteptăm să ne ia fantoma, da. Ce limpede apa. Uite acolo, broască. E mormolog, băi. Mormolocus. Mormolocus, ia uite ce fuge de mormolocus. Hai să ieșim să mai căutăm ceva pe împrejur pe aici, să vedem dacă mai găsim ceva. Să ieși pe partea asta? Hai să ieșim pe partea asta, dacă intrăm pe partea... Ieșim pe partea asta. Ia uite-o! Cine a dat în asta? Bă, păi ajunge! Bun, băieți, cam aceasta a fost aventura noastră la acest spot. Băi, fraților, n-am văzut nimic deosebit, dar am auzit, auzeam niște pușcă acolo, nu știu cine sunt pușcați și ce făcea. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți butonul ăla de like acolo, stați și noi cu mai multe like-uri, nu uitați să rupeți butonul ăla de subscribe acolo, să faceți mai mulți abonați, nu uitați să dați un share să ne vadă cu mai multă lume nouă, nu uitați să lăsați un comentariu, știu că un comentariu să ne spuneți unde să mergem în alt videoclip, alt loc bântuit, eu am fost Rusti și ne vedem data viitoare, pa, pa! Flopoțel, băi, așa!